Acum 4 ani au pășit pentru prima dată pe holurile acestei instituții de învățământ. Acum a sosit momentul pentru absolvenții specializării Ingineria Mediului din cadrul Universității Valahia din Târgoviște să-și ia la revedere de la colegi și de la profesori. Studenții specializării Ingineria Mediului din cadrul Universității Valahia din Târgoviște au fost chiar ei organizatorii ultimului curs din viața lor ca studenți. Și-au dorit ca lecția să iasă ca la carte, iar cei care au învățat tot ceea ce știu profesorii să se simtă bine în compania lor și a familiilor. A fost poate cea mai călduroasă primire de care au avut parte dascălii. O să fie numai pe tare de trandafir și toți angajatorii vă așteaptă. Gata! Veniți aici pentru că sunteți pregătiți. Lucrurile sunt destul de complicate, dar este important că ce ținuta interioară, care nu prea se schimbă, hainele mai schimbă de la o zi la alta, dar ținuta interioară trebuie să rămână constantă. Ultimul curs a transformat rapid și într-o lecție pentru viață. Profesorii au ținut să le amintească absolvenților că începe o nouă etapă a vieților, cariera profesională, și că trebuie să privească lucrurile cu maximă seriozitate, pentru că în calea lor, absolvenții nu vor găsi petale de trandafir presărate de angajatori. Vor trebui să demonstreze că sunt cei mai buni, doar astfel vor reuși să aibă o adevărată carieră. Cert este că tinerii se numără printre cei mai norocoși absolvenți, având în vedere că în Dâmbovița printre cele mai căutate posturi sunt cele de ingineri. 4 ani a fost o perioadă foarte importantă pentru mine, am cunoscut persoane. După absolvire, vom fi membri cu drepturi depline în tagma inginerilor și vom trăi acele lucruri frumoase pe care viața ne le-a pregătit. Un loc de muncă, căsătoria, copii, ratele la bancă, privirile suspicioase ale soacrei și a șefilor, bineînțeles. Astăzi, tinerii s-au bucurat și au ciocnit o cupă de șampanie împreună cu profesorii și familiile lor. De mâine trebuie să se pună cu burta pe carte, dacă vor să ia examenul de licență cu note bune. Mulțumim!